Piața imobiliară maramureșană a înregistrat un recul. Tranzacțiile sunt mai puține și prețurile au scăzut. Cauza? Pandemia, desigur. Mai exact, consecințele acesteia. Față de începutul anului, prețul imobilelor a scăzut cu 5 până la 10%. Jucătorii din piață spun că oamenii sunt derutați, speriați și nu pot face previziuni pe termen lung. Doar casele și terenurile au mai mare căutare în această perioadă. Casele sunt mult mai bine cotate acum, chiar și cele de la periferii sunt chiar mai bine cotate decât cele din oraș, pentru că în imediata apropiere a orașelor sunt case noi de vânzare, pe când cele din oraș sunt toate vechi și necesită amenajări. Totuși, sunt și proprietăți care au devenit mai scumpe. De exemplu, garsonierele sunt foarte cerute în această perioadă și, prin urmare, proprietarii au mai adăugat câteva mii de euro la preț. Spațiile comerciale, odinioară foarte căutate, sunt acum abandonate. Cererea este redusă și, din acest motiv, și prețurile au scăzut. De fapt, spune Zoia Bozău, și segmentul închirierilor urmează același trend cu prețul proprietăților. În privința chiriilor, n-aș spune că e îmbucurător, pentru că foarte multe spații comerciale sunt în acest moment în oraș de închiriat, din păcate, și ca atare prețurile sunt în ușoară scădere, cererea și oferta. Ori acum oferta este mai mare decât cererea la chirii, spații comerciale cel puțin. Dar cred că la fel este și la apartamente. Aceasta deoarece în perioada verii elevii și studenții au renunțat la apartamentele închiriate, menționează Zoia Bozău. Scăderea tarifelor pe acest segment al pieței imobiliare este de 80%, dacă luăm în calcul perioada de început de pandemie.